Wherever we go, orice unde mergem, we feel the presence of God sometimes operating miracles. Simțim prezența lui Dumnezeu lucrând câteodată în mod miraculos. 10 years ago, when I was here in Bukov, 10 ani în urmă, când am fost aici la Bukov, I left and I visited in that year in Europe 11 countries. Am plecat din Bukov și am vizitat în acel an în Europa 11 țări. And I want to tell an experience that happened. Și aș vrea să vă spun o experiență pe care am pățit. I was in Italy. Eram în Italia. And from Italy I flew to Cluj and from Cluj to Bucharest. Și din Italia am zburat la Cluj, de la Cluj la București. And Brother Finaru, fratele Adrian Finaru, was there waiting for me to take me up north to the house of Brother Raileanu in Siret. Mă aștepta să mă ia și să mă ducă la casa lui fratele Raileanu la Siret. So we arrived to the house of Brother Siret and I slept in his home. Am ajuns la fratele Raileanu și am dormit acolo la Siret. And he contacted the brethren in Chernovtsi in Ukraine to come and pick me up and take me across the border. A luat legătura cu frații din Chernovtsi care să vină și să mă ia cu dumnealor și în felul acesta se pot ajunge în Chernovtsi. So in Chernovtsi we had some seminar a few days. Am avut acolo în Chernovtsi câteva zile de seminare. And the brethren invited me to go and visit Eupatoria. Și frații m-au invitat să vizitez localitatea numită Eupatoria. That is on the side of the Black Sea. Pe marginea Mării Negre. And from there we flew, we drove one whole night to another place called Bela Cerkva. Am călătorit cu mașina o noapte întreagă până într-o altă localitate numită Bela Cerkva. And there we had dedication of a church. Și acolo am consacrat pentru Dumnezeu o biserică, o clădire. Then we went to Kiev. Apoi am ajuns la Kiev, to the house of Brother Bogatov, la casa fratelui Bogatov. And we had a little rest there. Și acolo ne-am odihnit puțin timp de 2 zile. Am stat în Kiev. Then we went back to Chernovtsi. Apoi am revenit în Chernovtsi. And we had to go to the west to a place called Zakarpattia. Și urma să mergem către vest într-un loc numit Zakarpattia. Now I was traveling from there with Brother Ludwig. Călătoream din acel loc din Chernovtsi împreună cu fratele Ludwig către Bucovina ucraineană, să zicem așa numită Zakarpattia. And Brother Ludwig said, I cannot go today. Și fratele Ludwig a zis, nu pot astăzi să merg. On Sunday, he said, I cannot go. Duminică, nu pot. But the brethren will go with you. Dar frații te vor lua. And we meet there, in Zakarpattia, tomorrow. Acolo, mâine. So he stayed back to fix his car. El a rămas în urmă, deci, să-și rezolve problemele la mașină. And I went to the brethren. Și m-am dus cu frații. And the brethren there, they invited the brethren, all the members and friends to have a meeting. Și frații acolo au invitat pe toți membrii bisericii, pe toți prietenii pe care aveau să avem o adunare. And then, next morning, dimineața următoare, we had to go to the border of Slovakia. Am ajuns la granița Slovaciei to get visa for me and for Brother Karvatsky. Să căpătăm viză pentru mine și pentru fratele Karvatsky. Because we were going to Poland. Urma să mergem în Polonia. And from Poland to Hungary across Slovakia. Să ajungem de acolo în Ungaria, însă trecând peste Slovacia. And as the brother was driving the car, bun, frații conduceau mașina, he said, at 12 o'clock, the embassy closes.
Au zis, la 12 ambasada se închide. And it was already 11 o'clock. Și era deja 11. And suddenly the diesel finished in the car. Și deodată s-a terminat motorina în rezervor. And we were waiting someone to help us out. Și așteptam acum să vedem dacă cineva ne poate ajuta să pornim mai departe. Then one truck offered 10 liters of diesel. Așa că un camionagiu ne-a oferit 10 litri de motorină. It sold us. Ne-a vândut. So we got that and went to the next station and we filled the car. Putut astăzi să ajungem în prima benzinărie unde să alimentăm. And it was already a quarter to 12. Era deja 12 fără un sfert. But we arrived about 5 to 12 to the embassy. La ambasadă am ajuns la fără 5. And the receptionist said, go across the road and get the form to fill in. Și de la ușă, nu, recepționistul ne-a spus, treceți strada și luați formularele pe care să le completați repede. And they said, you want us to fill in the form? We know how to fill in. Și ne-au întrebat, vreți să vă ajutăm noi să completați formularele? So we paid and they filled in the form. Am plătit, au scris ei repede. And when we came back, și când am venit înapoi, 12 o'clock, 12. And the girl closed the door. Și fata, doamna de acolo, a închis ușa. And Brother Karvatsky said, talk to them. Fratele Karvatsky a vorbit cu ei. And the girl said, no, come back tomorrow. Și fata a zis, nu, mâine. Veniți mâine. But if we would go back tomorrow, we would lose all our program. Dacă ar fi fost asta alegerea, să revenim mâine, dăm peste cap întregul program deja stabilit. And he insisted with her. Și a insistat de ea. But she turned her back and walked away. Fata și-a întors spatele și a plecat. And left us outside on the door. Am rămas afară la ușă. Then came a young man. A venit un tânăr. And saw that we were at the door. Ne-a văzut la ușă. He asked what we were waiting for. Și ne-a întrebat pentru ce mai așteptăm. Brother Karvatsky explained to him. Fratele Karvatsky a spus. He opened the door. El a deschis ușa. Said, okay, you can get the visa now. Și omul respectiv a zis, bine, o să primiți viza chiar acum. So that was one miracle. Asta a fost așa, o minune. And we went in and he said, well, at 3 o'clock this afternoon, come back and get the passport. Zice, la 3 după amiază, veniți înapoi și veți primi pașapoarte. So we went, got the passport and we returned to the city where we were. Așa am făcut, am primit pașapoarte și am întors în orașul din care plecasem. And about 10 o'clock in the night, Brother Ludwig arrived. Cam pe la 10 noaptea a ajuns și fratele Ludwig. And I said, Brother Ludwig, we have to travel tonight. Și a spus, frate Ludwig, că noaptea aceasta trebuie să plecăm mai departe. I said, oh, I travel the whole day, I am very tired, we should sleep a little bit. He said. Fratele Ludwig a zis, sunt foarte obosit pentru că am călătorit întreaga zi, ar trebui să dormim un pic. And 4 o'clock in the morning, la 4 dimineața am plecat. So we agreed and we went to sleep a little. Deci asta a fost, am dormit puțin. And at 4 o'clock we left. Și la 4 dimineața am plecat. But his car was packed to the last corner. Deci mașina era, cum zicem noi, burdușită cu bagaje până în cel mai mic colțișor, de să mai putea adăuga ceva. He had a driver from Ukraine. Era un tinerel din Ucraina care era șoferul. And in the back there was a seat for one person. Și în partea din spate a mașinii mai era loc doar pentru o singură persoană. And in that one seat we had to sit two of us, Brother Karvatsky and myself. Pe acel singur loc ar fi trebuit să încăpem amândoi, fratele Karvatsky și cu mine. We did not drive more than half an hour. N-am călătorit mai mult de o jumătate de oră. And the left back tire blew up.
și a explodat pe spate cauciucul mașinii. And it started raining. Și a început să plouă. Now to take this spare tire, we had to empty all the car. Ca să ajungi la rata de rezervă, vă dați seama că put it on the wet, wet grass. Tot într-o ploaie ca aceea, să pui pe iarba udă și să poți schimba rata. So we put the old tire, spare tire on. Așa că am pus până la urmă rata de rezervă. But that was also too old. Care la rândul ei era prea veche. And then he said, well, in the first city I will buy some tires. Two tires. Și atunci au spus, bine, în primul oraș va trebui să cumpărăm două cauciucuri. We did not need to go to any town. We could go straight to the border of Poland. De fapt, n-ar fi trebuit să ne batem nici cum. Drumul era să mergem direct la granița cu Polonia. But now we had to get tire. Acum trebuia să ne abatem și să cumpărăm cauciucuri. So we arrived to the city of Lvov. Am ajuns în Lvov. And that was the city very close to the border. Foarte apropiat cu granița. And we entered in the city. Am intrat în oraș. He was looking for tires in five places. A căutat cauciucuri în cinci locuri. Finally he got. Și-a găsit până la urmă. But now, they said, but we will not put on. We have to find a place where to change. Noi nu și montăm, trebuie să găsiți o vulcanizare. So we went to three places and finally we found a place where they could change. În al treilea loc, până la urmă am găsit pe cineva care ne putea ajuta să schimbăm cauciucul. It was about 1 o'clock in the afternoon. Deja se făcuse 1 după amiază. Now, before that, înainte de asta însă, Brother Ludwig invited me to go to Poland with him. Fratele Ludwig m-a invitat să merg împreună cu dumnealui în Polonia. And I said to him, și am zis, you have to find out if I need visa for Poland or not. Trebuie să descoperi dacă îmi cer polonezii viză sau nu. And he said, oh, I already checked. Și fratele mi-a zis, păi deja am verificat. You don't need visa. N-ai nevoie de visa. And he said, and I asked the brethren in Poland to contact the immigration department and they also said, you don't need visa. Și am rugat pe frații din Polonia care au verificat la departamentul de imigrație și au primit același răspuns. N-ai nevoie de visa. I had Brazilian passport. Pentru că are fratele pașaport brazilian. And when we finished our work and we were just going to the border, terminasem cu cauciucurile, acum mergeam spre graniță. I said, Brother Ludwig, since we are in the city here, pentru că deja suntem în acest oraș, let us go to the embassy. Hai să mergem la ambasadă. To the Poland embassy. La reprezentanța, cum se cheamă asta? Consulatul, mulțumesc, polonez. And then we went there. Am fost. And there was a guard in front of the door. Era acolo un gardian în fața ușii. And he said, the embassy is closed for 3 days. Care ne-a spus, ambasada e închisă 3 zile. Come back on the 4th day. Veniți în cea de-a patra. But we needed to go that day. Era mai că trebuia în acea zi să mergem. And then he said to the guard, we only want to know atunci, fratele i-a zis, if he needs visa, Brazilian passport. Dacă puteți verifica pentru noi dacă un pașaport brazilian are nevoie de viză spre intrare în Polonia. He said, I cannot tell you. Au primit răspunsul că nu poate să le spună. But you come back after 3 days. Veniți peste 3 zile. Meanwhile, a lady arrived to come and talk to that guard. Între timp, o doamnă a ajuns ca să vorbească cu acest paznic. And asked him something. L-a întrebat ceva. And he took his radio and radioed inside the embassy. Și-a luat radiotelefonul și a vorbit astfel cu cineva din lăuntru ambasadei. And the lady came out from inside. Și acum o doamnă, o altă doamnă, iese talk to this lady. Din ambasadă să vorbească cu această doamnă care tocmai ajunsese la poartă. And
We asked her. Așa că am întrebat-o și noi. If Brazilian passport needs visa to go to Poland. Dacă persoanele cu pașaport brazilian au nevoie de viză pentru intrarea în Polonia. And she said, yes, you need visa. Și răspunsul a fost, da, aveți nevoie de viză. But the embassy now is closed for 3 days. Dar ambasada e închisă 3 zile. Then I asked, can I get the visa at the border? Am întrebat, pot primi viza la graniță? I said, no, you have to get it here. Nu, aici trebuie în consulat. And she went back again in the room. S-a întors acolo, înapoi, în clădirea ambasadei, consulat. And brought out a book. Și a adus înapoi o carte. To show us that I need visa. În care era scris că, uite, brazilienii trebuie să primească visa, nevoie de visa. Brother Karvatsky asked me to give him my credentials. Între timp, fratele Karvatsky m-a rugat să-i arăt sau să-i prezint legitimația mea. So I gave him. Așa că i-am dat-o lui. And when the lady came out, și când doamna a venit, Brother Karvatsky was talking to her, Karvatsky a vorbit așa foarte amabil cu doamna respectivă. Explained to her that we have to cross the border that today. I-a explicat, uite, astăzi trebuie neapărat să trecem granița. And she was thinking for a while. Ea s-a gândit o vreme. She opened the gate. A deschis poarta. And said, okay, come in. Și atunci a zis, bine, poftiți. The embassy was closed. Ambasada închisă. But said, you come in. Dar nu și pentru noi, ne-a invitat înăuntru. I will give you visa. No. O să vă dau viza acum. In 10 minutes, 10 minute viza. 10 minute și viza era în pașaport. That was another miracle. Și asta a fost, tot așa, minunea lui Dumnezeu. And I said to Brother Ludwig. I-am spus fratele Ludwig. You know, it was God's providence that the tire blew up. A fost providența lui Dumnezeu că ne-a explodat cauciucul. Because otherwise we would go straight to the border. Pentru că dacă nu, e sigur că am fi mers direct la graniță. And I had no visa to enter Poland. Aș fi descoperit că nu pot intra pentru că n-am viză. If I would first go out from Ukraine, și dacă întâi ieșeam din Ucraina, I could not come back. Nu mai aveam dreptul să intru înapoi, deci rămâneam în trei țări. And I could not go into Poland. Nu mai puteam trece nici înainte să intru în Polonia, pentru că n-aveam viză poloneză. I would be in a very awful situation. Și m-aș fi găsit într-o mare strâmtorare, adică între granițe. And I said to him, și am zis, God writes straight in crooked lines. Zice, Dumnezeu scrie drept pe linii strâmbe. Nu știu dacă se poate înțelege, da. Așa, cu puțin efort, ne gândim noi cum ar fi. Sometimes something happens that we do not like, do not expect. Se întâmplă câteodată lucruri pe care nici cum nu le placem și nici nu le așteptăm. But it is for our good. Dar lucrează spre binele nostru. And a miracle happened there. Acea minune s-a întâmplat acolo. So we went to the border. Așa că am ajuns la graniță. And there in the border there were about 150 cars waiting in the line. 150 de mașini apreciază fratele că așteptau la rând să treacă frontiera. And when I saw that I said we are not going to cross today. Când am văzut, eu m-am gândit așa, nu trecem astăzi. And one gentleman came there and says, you want cross the border today? A venit un domn și ne-a întrebat așa, destul de amical, vreți să treceți astăzi? So, yes. Da. So, give me 50 marks. 50 de marci. And then, you will cross today. Și se rezolvă astăzi. And we decided, well, we'll give him that money if we go across. Bun, dacă ne trece, îi dăm 50 de marci. Asta e. And then he said, well, when I give you a sign, când vă dau un semnal anume, get out of the line and go straight to the gate. Ieșiți din rând și mergeți direct până la porțile intrării în facilitățile frontiere. Now, we were waiting there for about 3 hours. Deja așteptasem cam 3 ore. But then he gave a sign and
But the Ludwig drove straight to the gate. La un anumit moment, el a făcut un semn și fratele Ludwig a ieșit cu mașina și a călătorit pe lângă toată coada. And there were a few cars that could go across, and we were the last one. And the gate was closed. Câteva mașini care erau în fața noastră s-a închis bariera aceea. Now we had to enter Poland. Acum trebuia să intrăm în Polonia. Then we waited another 3 hours. So you finally exit. Yes, I exited. And now you were expecting to enter. To enter because between the two points of passport control. There is a space of land empty. Deci n-am înțeles eu destul de limpede. A trecut și mai erau doar câteva mașini care au putut să treacă și au închis bariera. Și acum ajunseseră între granițe, urmau să intre în Polonia. Au așteptat alte 3 ore. And then, this same man același om came and said, a venit și a zis, you want to go across? Vreți să intrați în Polonia? Actually, he said, because we were waiting inside the gate to go across the passport control. Deja așteptam acolo ca să trecem de controlul pașapoartelor. And he said, you want to go through the passport control? Să treceți mai repede de punctul de control al pașapoartelor. Give me another 50 marks. 50 de marks. And we decided, no, we have given you... Noi am zis, păi, dar i-am dat 50, gata. He said, okay, then you wait. Bine, atunci așteptați. And so we waited 3 hours. Așa că am așteptat 3 ore, mă spuneți. And when we passed, then we entered in the line to go, to enter Poland. Bun, acum am rezolvat, acum așteptam să intrăm. There we waited another 3 hours. Am așteptat încă 3 ore. And one officer came and collected all the passports of the cars. A luat toate pașapoartele celor care erau în acele mașini. He collected the not long after we passed the. Deci nu mult după ce am trecut noi. Passed the passport control. După ce am trecut de controlul pașapoartelor, a venit acest vameș și ne-a luat pașapoartele. Let me explain clearly. After we left Ukraine. După ieșirea deci din Ucraina. Not after we left, he collected the passports. And then we had to wait for about 3 hours. Așa, deci așa ce mai bine aminte, fratele, după ce am trecut de granița ucraineană, a venit acest vame sau reprezentant ce era polonez și a colectat pașapoartele. Și din această pricină am așteptat 3 ore. And we waited. Bun, am așteptat, ce se face. And finally, we went through. Și cel din urmă am trecut. And Brother Ludwig called Brother Pavlak in Poland. Brother Ludwig l-a sunat pe fratele Pavlak din Polonia. And we drove. It was about 7 o'clock in the evening. Era în jur de 7 seara. And we drove and 2 o'clock in the morning we arrived there. Și pe la 2 dimineața am ajuns. We spent a few days there. A trecut câteva zile. With the brethren, we had meetings during the day, in the night. Ziua, noaptea. And then, on Friday morning, very early, și vineri dimineața, foarte de dimineață, we were going to Hungary. Plecam spre Ungaria. Across Slovakia. Trecând prin Slovacia. And we didn't have any problem. N-am mai avut niciun fel de încurcături. So there, in Hungary, they were going to have a convention. În Ungaria urma să fie o adunare mai mare. And I was present there in the beginning, la care am rămas doar în partea de început, but I had to leave, însă a trebuit să plec, because I had to go to Finland. Pentru că de acolo a trebuit să ajung în Finlanda. So I flew to Germany, am ajuns cu avionul în Germania, and from there to Finland. Și de acolo în Finlanda. Many times people told me that the Finnish language and the Hungarian language are similar. De multe ori oamenii spuneau, știi, finlandeza și ungara, maghiara, sunt limbi foarte asemănătoare. Well,
I tell you, I did not understand one word in Finnish. Vă pot spune că n-am priceput nici măcar un cuvințel. I can speak Hungarian. Pot vorbi ungurește, știți că mama... But I did not understand one word in Finland. Dar în Finlanda chiar n-am înțeles un cuvânt. Then I found out și-am descoperit in what sense they are similar. În ce sens sunt asemănătoare aceste limbi? The Hungarian language has no relatives. It's limitless language. Limba maghiară nu are niciun fel de rude. Deci o limbă de sine stătătoare. The Romanians, they have the Spanish, prin Italian, French, Portuguese, prin it's all Latin languages. Prin diferență cu limba română, spre exemplu, care are rude, nu? Italiana, spaniola, franceza, portugheza, limbile latine în general. But Hungarian is unique. Ungara e singură, e unică. And so is also the Finnish. Și exact așa se întâmplă cu limba finlandeză. In that sense, they are equal. În sensul acesta seamănă cu ungara, adică nu seamănă nici noi și alta cu limba. And what I found interesting in Finland, și ce mi s-a părut foarte interesant la Finlanda, is that they have no mountains. E că n-au munți. It's a very slight slope. Deci e așa foarte puțin dacă se modifică cumva relieful. And they told me that they have 4,500 lakes. Și mi-au spus că au 4,500 de lacuri. And most of the people, they live from the forest that the trees grow for paper factory. Și majoritatea oamenilor, să zicem așa, trăiesc din afacerea pe care o fac cu lemnul din păduri care este exploatat pentru fabricarea hârtiei. We had very few members there. Foarte puțini membri avem în Finlanda. And they come together only once a year. Care membrii se adună între ei cu toții doar o dată pe an. Because they are scattered. Pentru că sunt foarte răspândiți. And one thing which I found very interesting, și un lucru care mi s-a părut foarte interesant, when you arrive to the house, când ajungi la casă, nobody comes to meet you. Nimeni nu vine să te întâmpine. We go into the house, intrăm în casă, and there, inside the house, we greet them. Și acolo, în altă casă, te saluți cu oameni. And we spent there one weekend. Am petrecut acolo în sfârșit de săptămână. We had a little conference. O mică conferință acolo. We had the Lord's Supper with them. O sfântă cină cu ei. And then we left. Și am plecat. Then I went back home. Și am ajuns în cer din urmă acasă. I was away 3.5 months. Într-o călătorie de 3 luni și jumătate. And I thank God for helping me to have beautiful experiences. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiențe frumoase pe care le-am avut în viață. I don't know if you like to hear experiences. Acum nu știu dacă vă place dumneavoastră să ascultați experiențe. I think you do. Mă gândesc că vă place, nu? You like experiences? Vă place? Yeah. All right, I will tell you another experience. Am să vă spun una. This happened before. Asta s-a întâmplat înainte. This happened in the island of Sri Lanka. Întâmplată pe insula Sri Lanka. I was going to India. Călătoream spre India to visit the field of Brother Suresh Kumar. Ca să vizitez câmpul fratelui Suresh Kumar. And he asked the government to give a permit for me to visit him there.